O ordonanță de urgență adoptată în noiembrie 2020 face ca salariații care au copii înscriși la creșă sau grădiniță să poată beneficia de decontarea cheltuielilor cu educația timpurie a copiilor minori în sumă de până la 1.500 de lei lunar, totul cu acordul angajatorului care trebuie să fie plătitor de impozit pe profit. Potrivit consultantului economic Adrian Bența, în situația în care impozitul pe profit este insuficient pentru a acoperi toate aceste decontări, sumele se suportă din impozitul pe venitul din salarii, TVA și accize în ordinea enumerată. Potrivit avocat.net, microfirmele pot acorda și ele bani de educație timpurie și să profite de scutirea de taxe salariale. Evident, aceste companii acordă banii pe propria cheltuială pentru că nu pot să scade sumele respective din impozitul microdatorat statului. Avantajul fiscal în cazul acestor tipuri de afaceri ar fi acela că pentru salariații micro-întreprinderii suma decontată nu reprezintă venit de natură salarială și firma nu are nevoie să plătească impozit pe venit și contribuții de asigurări sociale obligatorii pentru banii investiți în educația copiilor. Pentru a se încadra la această măsură, angajatorii trebuie să facă dovada plăților care pot fi decontate fie dacă grădinița este de stat sau privată. Dacă salariatul plătește lunar 700 de lei pentru grădinița copilului, angajatorul îi poate oferi doar 700 de lei. Pentru sumele mai mari, suma se plafonează la 1.500 de lei, iar diferența se achită de către fiecare familie în parte. O problemă ar fi că în acest caz nu există o separare între cheltuielile de școlarizare propriu-zisă sau cheltuielile pentru activitățile opționale. De aceea ar fi indicat să consultați un specialist în dreptul muncii înainte de a plăti acești bani. Sunt Ana Maria Păcuraru și zilnic dau check-in acolo unde descoperim o problemă. Astfel, autoritățile vor avea o hartă cu puncte în care trebuie să vină cu soluții. Să fiți sănătoși, căci sănătatea este mai bună decât toate!